Întrebare de la doamna Crina Brăileanu. Întrebarea sună în felul următor. Vă rog, puteți oferi indicații despre semnificația punctului opusului Pluton în harta natală din perspectiva dumneavoastră? Aici am înțeles la ce face aluzie doamna Crina Brăileanu. Este o întrebare legată de astrologie evolutivă și este o aluzie la acel punct evolutiv al lui Pluton pe care îl folosesc astrologii americani în astrologie evolutivă, în varianta americană, dacă e să vorbim așa. Știu că există anumite cărți ale astrologului american Jeff Green, care pune foarte mare accent pe planeta Pluton în astrologie evolutivă și pe punctul opusului Pluton, adică punctul așa numitul punct evolutiv al lui Pluton. Personal, eu nu operez cu acest punct evolutiv al lui Pluton. Dacă m-ați întrebat, să zicem, ce influențe am avut în ceea ce privește astrologia evolutivă, v-aș spune că am fost influențat într-o anumită măsură de o astrolog italiană, se numește Anila Pratesi. Cartea pe care am studiat-o este aceasta, se numește Inițiere în astrologia evolutivă, apărută la editura Paralela 45. Însă doar câteva concepte am, să zicem, împrumutat de acolo sau m-am simțit inspirat de ele, pentru că foarte multe alte idei din cartea Astrologie Evolutivă pe care am publicat-o anul trecut sunt, ca să spunem așa, originale și personale. Deci dacă ar fi să răspund la un mod strict și sec ce părere am eu despre punctul opusului Pluton în harta natală, ar spune că niciuna. Dacă am avea o planetă acolo care se opună lui Pluton, am spune că pur și simplu este perturbată manifestarea energiei plutoniene. Dacă am avea, să zicem, nu știu, Soare o poziție Pluton, Lună o poziție Pluton, Marte o poziție Pluton, și atunci aceasta ar fi problema. Pe de altă parte, dacă ne punem puțin în papucii lui Jeff Green, ca să înțelegem acest punct evolutiv al lui Pluton, și încercăm să facem acest lucru, pentru că nu este deloc dificil, Jeff Green se referă la faptul că punctul evolutiv al lui Pluton, adică punctul opus în astrogramul lui Pluton, ar reprezenta direcția de evoluție a sufletului. În viziunea lui Jeff Green, Pluton ar reprezenta sufletul și punctul de pornire al sufletului ca evoluție în viața actuală, iar punctul opus lui Pluton ar reprezenta un gen de destinație, unde trebuie să ajungă sufletul ca evoluție, sau ce anume și-a propus să facă. Semnificația aceasta, să fiu sincer, nu prea mă regăsesc în ea. Mai curând am vorbit despre, să spunem, conversia karmică de la nodul sud la nodul nord. Acolo e ceva mai palpabil, mai realist. Deși știu că și Jeff Green aduce în discuție nodurile lunare în astrologie evolutivă. Mai curând aș vorbi despre o anumită conversie spirituală de la descendent la ascendent și de la fundul cerului la mijlocul cerului. Sunt niște aspecte pe care le-am prezentat în o conferință Star Online și este un subiect foarte pe larg dezvoltat și în cartea Astrologie Evolutivă. Și dacă vreți, aș putea să reiau o idee din Astrologie Evolutivă, ce anume consider eu că ar reprezenta Pluton din punct de vedere al Astrologiei Evolutive. Pluton nu mi se pare că ar fi atât sufletul, așa cum afirmă Jeff Green, cât mi se pare că reprezintă ceea ce în spiritualitatea orientală se numește energia aceea foarte puternică, abisală și fundamentală a ființei umane, pe care indienii o numesc Kundalini sau Kundalini Shakti. Shakti înseamnă energie. Deci energia Kundalini ar reprezenta Pluton la un nivel mai profund, mai subtil, pe o octavă mai înaltă a lui Pluton. Și atunci, dacă ne raportăm la punctul opus lui Pluton în astrograma natală, atunci am putea spune despre zona sau destinația unde ar putea ajunge această energie Kundalini, așa cum o numesc orientalii, din poziția natală a lui Pluton, să spunem că are cineva Pluton în zodia Balanței, de exemplu, adică o persoană din generația anilor 70, și își propune să evolueze, având Pluton în Balanță. Deci, cumva, punctul de pornire al lui Pluton acolo, în această ascensiune a energiei Kundalini, ar fi zodia Balanței. Prin urmare, dacă ne raportăm la
un Pluton în balanță, atunci punctul evolutiv al lui Pluton s-ar afla undeva, în perspectiva lui Jeff Green, undeva în zodia berbecului. Deci, cumva, dacă această persoană știe cum anume și reușește să-și trezească energia aceea, Kundalini, să o ascensioneze prin cele șapte chakre despre care se vorbește în aură și am scris și eu despre subiectul acesta în niște cărți ale mele, atunci ar trebui să ducă energia aceea Kundalini de la Pluton balanță, din punctul acela pe care îl reprezintă balanța în astrogramă, până la punctul opus, care este undeva diametral opus în semnul berbecului. Dacă, de exemplu, Pluton în balanță ar fi la, zic și eu, 12 grade balanță, atunci punctul evolutiv al lui Pluton s-ar afla la 12 grade berbec. Deci, cumva, energia aceasta Kundalini ar trebui dusă, transportată, ar trebui să realizeze o deplasare, o călătorie, între ghilimele, între 12 grade balanță și 12 grade berbec. Subiectul este mult mai ezoteric și mai profund și nu este aici locul să-l dezvoltăm. Poate când voi ține vreun seminar sau voi mai publica vreo carte, vă voi oferi mai multe detalii. Dar pentru ca și răspuns la această întrebare, cred că am spus suficient.